Credincioșii parohiei Sfântul Nicolae din satul Valea lui Soare, județul Călăraș, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor. Ierarhul a binecuvântat lucrările de reînnoire a Sfintei Mese a Bisericii Parohiale și a săvârșit Sfânta Liturghie. Mântuitorul ne cere să avem înțelepciune, să alegem în lumea aceasta ceea ce ne este nou folositor, nu neapărat ceea ce este strălucitor. Ceea ce poate părea momentan de însemnătate. Și ne arată Mântuitorul Iisus Hristos cât de folositoare este lumina ochilor, atât ochilor fizici, cât și ochilor spirituale. Elementul așa care deosebit al slujbei de astăzi a constituit acoperirea și sigilarea Sfintei Mese cu un giulgiu nou și pecetlirea acestuia cu sigiliul arhiereului. Întotdeauna când în protocopiatul nostru pășește arhiereul, este într-adevăr un moment deosebit, pentru că într-adevăr biserica este în plinătatea ei, așa cum spun dumnezeiești părinți, unde este arhiereul este și biserica și unde este biserica este și arhiereul. A fost o slujbă arhierească deosebită, cu un puternic impact emoțional asupra tuturor și asupra celor mai în vârstă, dar și asupra copiilor. Pentru că am văzut că au fost prezenți foarte mulți copii la această slujbă, au vrut să participe cu multă dăruire și multă dragoste. Și copiii, fiind suflete gingașe și pure, au adus chiar o lumină deosebită acestei slujbe. După Sfânta Liturghie, ierarhul a săvârșit slujba parastasului pentru ctitorii bisericii.